Bine v-am regăsit la un nou clip în anul 2022. Trebuie să recunosc că acesta este primul clip pe care îl filmez în acest an și trebuie neapărat să vă zic la mulți ani, cu toate că am mai făcut-o, dar repet, la mulți ani, să aveți un an nou fericit, să vă bucurați alături de cei dragi, să creați amintiri absolut superbe și să fiți sănătoși. Astăzi vom discuta despre ce am cumpărat eu din Zanzibar. Sunt lucruri lucrate manual, din lemn, la care țin foarte, foarte mult pentru că ne-a închinuit o grămadă să aducem această doamnă, dar până la ea vreau să vă arăt ce colet m-a așteptat pe mine acasă, pentru că atunci când am ajuns am văzut o cutie așa de la DHL, zic ce-o fi, ce-o fi, și am un colet de la Lily Silk. Cine sunt Lily Silk? Mă gândesc că vă întrebați. Știți toată nebunia asta care s-a creat în ultima perioadă cu fețe de pernă de mătase și că ne ajută și că tralala. La un moment dat am căutat și eu pe internet la noi și am găsit la Notino, doar că o față de pernă e în jurul a 350 de lei, însă la Lily Silk o față de pernă este 27 de dolari. Foarte bună afacere, nu? Bun, haideți să vă arăt ce am primit eu de la ei și să vă zic care sunt beneficiile folosirii unor astfel de produse din mătase natural. Cam așa arată cutiile, sunt absolut adorabile, dar haideți să le luăm pe rând. În primul rând am această cutie micuță și uitați-vă cât de bine arată. Mi se pare că sunt idei de cadouri absolut minunate pentru doamne și domnișoare care au grijă de tenul lor și țin foarte, foarte mult la confort. Așa arată cutia și în interior avem o mască de dormit. Uitați-vă cât atenție au la detalii cu această hârtie absolut superbă. Și în interior găsim masca. Și doamne ce bună ar fi fost asta când am plecat. Cam așa arată. Aici la spate are această curea neagră, dar să știți că este din catifea. Deci atenția la detalii mi se pare absolut extraordinară, care este și reglabilă. Și ea se pune așa și să știți că, în ciuda faptului că este albă, lumina nu trece prin material. Este foarte confortabilă pe față și ținând cont că este din mătase, ei folosesc mătase de mulberry, deci atenție că există tot felul de tipuri de mătase, este foarte prietenoasă cu fața și te ajută să nu faci riduri, ceea ce mi se pare extraordinar. Apoi, un alt produs pe care l-am primit de la ei este această cămașă. Doamne, deci nu știu cum să vă zic cum te simți atunci când o porți. Ca să fiu foarte sinceră, simți efectiv că ești aproape dezbrăcat. Deci nici nu o simți pe tine. Este absolut superbă. Este într-o culoare, un roz pal, așa să-i spunem, un roz murdar. Are acest detaliu aici la gât pe care, nu știu, eventual poți să-i faci o fundă, dar eu am două mâini stângi și nu pot să-i fac funde, dar este un material absolut minunat. Nu, mi se pare un material foarte potrivit pentru vară pentru că nu transpiri absolut deloc, efectiv zici că nu o porți. Dar piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, din acest colet, îl reprezintă fețele de pernă, care vin ambalate cam așa. Aceasta este cutia și stați să vă arăt că una am lăsat-o în cutie și pe una am pus-o pe pernă, ca să vedeți. Așa vin ambalate. Eu mi le-am ales într-o culoare silver grey. O să o vedeți mai bine pe pernă. Așa vine ambalată fața de pernă. Și cam așa vine pe perna efectivă. Uitați-vă voi cât este de frumoasă și îmi vine așa să pun capul pe ea și să mă odihnesc. Și efectiv se simte nivelul de catifelare al feței de pernă, efectiv îl simți pe fața ta. Și atunci când pui capul pe pernă, ai impresia efectiv că poți să te duci direct în lumea viselor? Se poate, vă rog, acum, dar nu, pentru că trebuie să filmez. Care este ideea cu aceste fețe de pernă din mătase? În cazul în care te confrunți cu, nu știu, un păr care se poate electriza ușor și, doamne, că eu așa, exact așa l-am, pentru că am un fir de păr subțire și dacă folosesc produse care nu îi priesc părului, am observat că mi se electrizează foarte tare. O față de pernă din mătase te va ajuta să scapi de această problemă. De asemenea, un alt beneficiu al fețelor de pernă din mătase este că luptă împotriva apariției ridurilor. Știți, atunci când te trezești dimineața și dacă, de exemplu, fața de pernă s-a șifonat, te trezești așa cu diferite urme pe față. E clar că ai avut un somn bun, că nu te-ai mișcat, dar acele urme pe față, în timp, își vor spune cuvântul și vor apărea riduri. Așadar, este foarte, foarte indicată o față de pernă din mătase.
Apoi, ultimul produs, bineînțeles că a fost cămașa care a venit în această cutie. La fel, sunt, nu știu, îmi plac foarte mult cutiile lor și așa arată și în interior găsiți și o cartolină cu ce produse puteți găsi la ei. Puteți găsi de la haine, la cămăși, pijamale și articole pentru pat și uitați-vă voi cum arată acest set. Sincer să vă spun, după ce am încercat produsele lor, mă bate un gând să-mi comand, au ei pentru pat, un cearceaf de mătase, dar acela cu elastic, pentru că fiind de mătase e clar că nu o să stea la locul lui și vreau să-mi iau din acela cu elastic care să vină efectiv în jurul patului, dar să știu sigur că rămâne acolo și de asemenea vreau să mai iau și husa pentru pilotă. Vreau să mi le iau în aceeași culoare ca fața de per, în acest silver grey și doamne că somnul după aia mă așteaptă. Toate linkurile pentru produsele pe care le-ați văzut le veți găsi în căsuța cu descriere și pentru că au fost atât de drăguți mi-au oferit și un cod pentru voi, Andronic12. O să-l las aici pe ecran, de asemenea îl veți găsi și în căsuța cu descriere și credeți-mă că prețurile sunt mult mai bune decât ceea ce se găsește la noi. Dacă vreți să faceți un cadou de acest gen, să știți că au un serviciu pe site, vă puteți scrie inițialele. Practic, vă puteți grava numele pe material contra unui cost suplimentar evident. De asemenea, vreau să vă spun că ei livrează prin DHL. Dacă veți comanda produse de o sumă mai mare de $50, transportul este gratuit. Ajung produsele în maxim 2 săptămâni, ei zic între 8 și 12 zile lucrătoare, la mine au ajuns mai repede, cam într-o săptămână și vi recomand cu mare, mare drag pentru că într-adevăr mătasea se simte că este de calitate. Bun. Acum haideți să trecem la ce mi-am cumpărat efectiv din Zanzibar. Așa cum vă spuneam și în vlog, este o țară foarte, foarte săracă, adică nu vă gândiți că vă duceți acolo și o să găsiți mall-uri și magazine, oricum nu asta mi era intenția, însă am vrut să iau ceva de la localnici, să iau ceva făcut cu mânuțele lor și să revenim la doamna girafă, deci o ador, este absolut superbă, este și foarte, foarte grea, evident că am avut probleme la aeroport, că de ce nu? Soțul a pus în bagaj cam tot ce am cumpărat noi și ne-au spus că trebuie să aveți maxim 32 de kilograme, ori noi aveam, adică el, soțul, avea 36. Ne-am apucat, am scos girafa, ea a venit ambalată, am scos girafa, am scos tăvi, nu, un circ, în fine. Dar este absolut superbă. Zanzibar și cu fosta Tanganyika compun Tanzania. În Tanzania știm foarte bine că se face safari. Noi n-am fost în safari, dar oricum girafa este un element emblematic pentru Tanzania și abia aștept să o pun undeva, încă nu știu. Eu am la mine în birou, sus la etaj, am un colț așa în care am diferite figurine de genul ăsta din diferite țări în care am fost, doar că nu știu dacă vreau neapărat să o pun acolo lângă altele, am senzația că o să se vadă mult mai bine așa singură, singurică. Îmi place foarte mult, prețurile să știți că nu le mai țin minte, însă ce pot să vă zic cu siguranță este că trebuie să negociați. Soțul a fost undeva lângă hotel și este pe plaja aceea, v-am explicat eu, unde toată lumea poate să circule pentru că este publică și acolo sunt tot felul de oameni din aceștia care vând diverse, dar noi am avut și un magazin în hotel. Ei cam știu prețurile, evident, de la magazinele din hotel și atunci cumva se aliniază. Doar că la magazin nu poți negocia, cu ei poți negocia. Mi se pare că au cerut inițial $75, cred, da, sper că nu vorbesc prostii, și a dat într-un final 50 sau 45. Oricum e o sumă mică pentru cât s-a lucrat la ea, dar la atât am convenit, atâta s-a plătit. Este absolut superbă și are niște craci așa foarte, foarte lungi și ce îmi place foarte mult este că este lucrată manual, adică cineva a depus efort în a crea această statuetă. Și dacă nu vă doriți atât de mare sau nu aveți loc în bagaj, să știți că există și acestea mai micuțe. Eu pe aceasta am luat-o să o fac cadou și este drăguțică, drăguțică, doar că nu este neagră, este așa colorată, este practic în culorile girafei. Foarte, foarte mare atenție au acordat și ei la detalii și acum văd că în ureche are nisip. Dacă reușește camera să-l capteze, deci am adus nisip din Zanzibar. Ce drăguț! Există și așa mai mici, nu mai știu cât am dat pe aceasta, că le-am luat la comun, dar la asta mare știu că m-am interesat, că am căutat în mai multe locuri. Apoi, tot ceva manual, este vorba despre această scrumieră. Toate sunt dintr-un lemn de foarte, foarte bună calitate, nu mai știu să vă zic acum din ce tip de lemn, și sunt gravate, sunt
sculptate, să spunem, adică au un model, nu sunt așa niște scrumiere foarte, foarte simple și abia aștept să le pun așa în foișor. Apoi o altă scrumieră este aceasta, aceasta este una mare. Acum sper ca lemnul să se comporte bine în momentul în care va fi folosită pentru scopul ei și tot așa are diverse modele aici pe lateral. Să zic că în jur de $10 a fost o astfel de scrumieră, parcă. Apoi soțul s-a gândit să ia și un asemenea recipient, să-i spunem, pentru că în el vrem să punem pliculețele de zahăr. Evident, din cauza faptului că ele sunt lucrate manual, să știți că nu sunt perfecte. De exemplu, capacul ăsta nu stă foarte fix aici, dar nu mă deranjează nici măcar o secundă, pentru că știu că nu a fost făcută de o mașinărie, iar asta pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Mirosa a lemn, mirosa Zanzibar, nu știu cum să vă zic. Bineînțeles că puteți să o folosiți într-o mie de alte scopuri, nu știu, să puneți bomboane, să vă puneți dischete, să demachiante sau nu știu. Fiecare decide cum e mai bine pentru el, dar e frumoasă rău și îmi place mult că am reușit să aducem ceva de acolo. Apoi, pentru bucătăreala mea, atât cât o fac, să știți că apropo am postat pe Instagram un Reels cu pastele mele, cu sos de trufe, de ciuperci. Uitați-vă pe Instagram, aveți contul meu în descriere și vedeți că este ultimul Reels postat, cred. Am luat așadar acest set cu lingură și furculiță, cam așa arată, la fel lucrate manual și această lingură vreau neapărat să o folosesc atunci când fac ceva la tigaie, pentru că nu îmi place să folosesc ustensile de metal ca să-mi zgârie tigăile, atunci mă orientez către cele din lemn și la fel uitați-vă la detaliile astea de aici. Asta dacă, setul acesta, dacă nu mă înșel, a fost undeva în jurul a $15. Ăsta l-am luat din Stone Town, dintr-un magazin de suveniruri, deci nu era suvenire, suveniruri. O să mă documentez și o să vă las scris pe ecran. Apropo, știți faza cu eclere, ecleruri? Varianta corectă la ecler era până acum, de curând, ecleruri. Mai nou, conform noului domn, se va spune în sfârșit eclere. Pentru că vorba Andrei Kim, ecleruri, te cam zgârie pe timpan. Așadar, suvenire, suveniruri, vă las eu pe ecran scris cum e varianta corectă. Acolo prețurile erau un picuț mai mari și acolo evident că nu se putea negocia, dar mi-a plăcut atât de mult încât n-am putut să-l las acolo. Este absolut superb și abia aștept să-l folosesc. Un ultim produs, tot așa din genul produselor lucrate manual, este o tăblie. Este o tăblie care putea fi personalizată, practic ea era efectiv o bucată de lemn, însă, contra unui cost mai măricel, îți poate scrie numele și aici avem, dacă vedeți, o girafă, aici un elefant și am scris aici familia Andronic și dacă nu mă înșel, Hakuna Matata și Zanzibar 2022. Vrem să-i dăm noi niște găurele și tot așa să o agățăm undeva în foișor, unde aspectul sau designul foișorului este o idee mai rustic. Am făcut aceste plăci și pentru prietenii noștri, cărora am vrut să le aducem o amintire din Zanzibar. Abia aștept să le împărțim și să vedem ce părere au. Mă emoționează foarte, foarte tare pentru că trebuie să vă recunosc că a fost o vacanță foarte, foarte reușită și recomand măcar o dată în viață să ajungeți acolo. Apoi, mai am aici o punguță care arată cam așa, nici nu mai știu de unde e și ce mai am prin ea. Am niște chestii așa micuțe. Am văzut eu la, cred că era Băștinaș, un locuitor al Zanzibarului, că avea genul ăsta de brățări pe care le purta la picior. Și când am văzut-o pe raft, zic, măi, sigur, sigur, este aia pentru picior pe care am văzut-o purtată de acel domn. Însă, ce să vedeți, nu-mi intră pe picior pentru că este destul de mică, cam așa, ori nu-mi intră mie talpa pe aici niciodată într-o mie de ani și teoretic ar trebui să o port pe mână. Nu îmi place să o port pe mână, motiv pentru care probabil o să o fac cadou sau, cine știe, poate o includ, uite ce idee bună mi-a venit, poate o includ în următorul giveaway și așa ajunge și la voi o mică, mică, mică parte din Zanzibar. Și pentru că tot am vrut brățară de picior, am găsit-o pe aceasta cu scoici așa atârnate pe aici, care se leagă. Deci la asta n-am avut nicio emoție că nu m-ar încăpea. Bineînțeles că șnurul a fost mai lung și l-am tăiat eu în funcție de, circumferința gleznei mele și asta ați văzut-o sigur, sigur prin pozele pe care le-am pus tot așa pe Instagram. Apoi mi-am luat și acest breloc, care mi s-a părut foarte, foarte drăguț.
Aveau și magnet, doar că ăla am uitat să-l iau sincer, dar o să folosesc așa ca și breloc și scrie aici pe el Zanzibar. Ăsta, dacă nu mă înșel, a fost în jurul a 2 dolari. Apoi am mai luat și magneți pentru că, da, sunt unul dintre acei oameni care își iau magneți din locurile unde se duc și pun pe frigider. Am luat mai multe, tot așa, ca să împărțim. Unul, evident, îl vom păstra pentru noi. Și aici să-l desfac, ca să nu reflecte lumina, pentru că azi în București e o vreme absolut bleh, meh. Scrie Hakuna Matata Zanzibar. Dacă ați văzut travel vlogul, dacă nu, o să vi-l las pe aici, pe sus. Știu că a fost un clip lung, dar mă bucur că v-a plăcut. Hakuna Matata, aveți acolo în vlog explicația a mai multor cuvinte din Kiswahili, așa se numește limba lor, însă Hakuna Matata înseamnă ceva de genul, nicio problemă, s-ai liniștit, chestii de genul acesta. Foarte drăguțe, la fel, nu știu, un dolar, doi, nu, 3 dolari mi se pare că a fost acesta și dacă îți cumpărai 2, dădeai 5 dolari, mă rog. Deci 2,50 dolari să spunem, dar noi am luat mai multe, așa cum vă spuneam. Bun, apoi, de la magazinul din hotel, că trebuia să luăm ceva și de acolo, aici sincer să vă spun că nu prea știu ce se află pentru că le-a luat soțul. Dar descoperim împreună, văd aici în primul rând o halbă, el colecționează halbe. Tot așa de peste tot de pe unde mergem, colecționează halbe și are o cramă în care și le pune așa pe rafturi. Aceasta este din lemn, nu va fi folosită, că vă dați seama că nu... N-ai cum să folosești din lemn pentru că va prinde un miros. Aici scrie Zanzibar și aici scrie Caribou Tenta. Caribou Tenta înseamnă welcome back, bine ai revenit. Și Caribou, cum era, doamne? Caribou Sana înseamnă mulțumesc foarte mult, iar Caribou înseamnă mulțumesc. Hai că totuși mai țin minte. Foarte, foarte drăguță, cu palmieri, cu bărcuțe, cu peisajul din Zanzibar. Hai să vedem ce a mai luat pe aici. A luat în primul rând aceste ceșcuțe care ghiciți voi pentru ce sunt. Pentru țuică. Pentru că încă la noi este frig și iarnă, se mai servește și țuică și nu știu cum o să dea țuica în paharul ăsta cu peisaj exotic, dar na, el știe mai bine. Asta e mai mare și vreau să o desfac dacă am cum. Hai că am cum. Mi-a intrat degetul rapid pe aici. Că nu am foarte că evident. Ia. Ai, 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 e o cană, din ce văd, no, zic că nu-mi trebuie vorbe, că mor, nu mă mai mișc de aici, că stau bine și microfonul meu, știți că se deranjează foarte ușor, ce pot să zic. Ia să văd, da, 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 este o cană, hai, te rog, te rog, please, mulțumesc. Ok, avem o cănuță care arată cam așa, scrie Zanzibar și aici, scrie în italiană, sono stato felice și mai departe, ok. O vunche, o potuto vedere l'oceano. Pe scurt, din italiana mea de baltă, cred că spune că sunt foarte, foarte fericit că am putut să văd oceanul. Și mai jos scrie Zanzibar. Sper că am tradus bine. Drăguțică. Drăguțică și ea. Nu știu, eu cafeaua nu beau în dimensiuni din acestea reduse. La mine trebuie să fie puțină cafea și mult lapte. Și mai departe, da, sunt clar genul ăsta de cănuțe în care nu voi mai intra. Deci, așadar, astea sunt luate de la hotel. De la hotel mi-am luat și eu ceva. Ăsta e hotelul. Neptun Hotels, zona Poani. Cred că eu prin vlog i-am spus Pawani, dar este Poani. Și am găsit niște chestii de skincare. Hai să le scot și să le luăm pe rând. Am vrut să-mi iau pentru că, evident, dacă ați văzut vlogul, știți că am fost și la masaj acolo și mi-au plăcut foarte mult produsele pe care le-a folosit. Și avem în primul rând, stați un pic să le iau eu o idee pe rând. Ok, de la Zuri Rituals, așa se numește firma, avem un balsam din acela solid de machiant, știți că mie îmi plac. Uite ce scrie aici. This product was made by Aisha. Ah, ce tare! Uite ce, cum apare pe sigiliu. Hai să-l și desfac, să vi-l arăt. Nu l-am folosit, evident, ați văzut că este sigilat, dar o să revin clar cu impresia. Acesta este cu cacao și lavandă. Da, lavanda în continuare nu este pe gustul meu, dar nu avea altă variantă de aromă, așadar am zis ok, fie. O iau așa pentru că sunt foarte, foarte curioasă să încerc produsele lor. Apoi următoarea, avem un Detoxifying Clay Mask Moringa Tree of Life. Este o mască detoxifiantă cu argilă și este cu moringa. Așa arată și ia să vedem ce scrie aici. This product was made by Khadija sau Khadija, cred. Ia să vă arăt
Și produsul ăsta parcă era pulbere, da, că am văzut eu testerul acolo, trebuie să văd exact cum se folosește. Probabil să-l amesteci cu ceva apă. A, uite, stai că am impresia că avem instrucțiune aici. Ia să vedem. Bun. Moringa este cunoscut ca a fi un copac miraculos, conține antioxidanți, este antibacterian, așa, și are proprietăți hrănitoare. Bun. Uite, tratează acnea. A, uite, se amestecă două lingurițe cu o lingură de apă călduță până când se face o pasă. Apoi se aplică pe ten, se lasă pentru 10-15 minute și se îndepărtează cu apă călduță. Super tare, abia aștept să încerc și pe ea. Apoi mai am aici un Nourishing Face Mask, o mască hrănitoare pentru față. Este cu Zanzibar Spice and Macadamia. Și de cine este făcută? Tot de Khadija. Așa arată și ea. Hai să vedem cum miroase. Macadamia. Ok. Asta miroase un pic ca scorțișoară, mi se pare mie. Puternic, destul de puternic. Modul de preparare este același, dacă nu mă înșel, da. Două lingurițe de pudră cu o linguriță. Asta e cu pure honey. Deci asta trebuie să o facem cu miere. Ok. Super tare. Tot așa se lasă 10-15 minute și se îndepărtează cu apă. Următorul produs pe care l-am luat este Deep Pore Cleansing Mask, o mască de față pentru curățarea foarte în profunzime a porilor. Acesta este cu baobab și portocală sălbatică. Acesta este făcut de Aisha. Asta o fi tot pudră? Mă gândesc că da, că văd că toate, da, toate măștile de la ei sunt făcute în acest fel, sub formă de pudră. Ia să vedem cu ce se amestecă asta, că nu mai trag concluzia că se amestecă cu apă, că ați văzut că am greșit. Ia să vedem. Au un termen de 12 luni. Cu două așa și, da, aceasta tot cu apă. Doamne, deci ce curioasă să nu mai pot. Și ultimul produs este un Facial Recovery Clay Mask cu hibiscus și trandafir. Tot o mască cu argilă pentru refacerea tenului. Asta cred că ar fi bună mai ales după expunerea la soare. Ce-mi place asta cum miroase. Asta miroase cel mai bine dintre toate până acum. Foarte, foarte curioasă sunt. Abia aștept să le testez și revin la voi cu impresii. Și am uitat un căpăcel pe aici. Trebuie să văd după aia de unde este. Bun. Astea sunt cumpărăturile făcute efectiv din Zanzibar. Acum trecem la cumpărăturile pe care le-am făcut atunci când ne-am întors din aeroportul din Doha. Cu ce să încep? Hai să încep cu asta. Am aici o pungă Qatar Duty Free. Să știți că noi am ajuns în aeroport în jur de 5 dimineața, ceva de genul acesta, și toate magazinele erau deschise și chiar erau foarte aglomerate. Deci să nu vă faceți griji că aveți timp să faceți cumpărături, indiferent de ora la care ajungeți. Mi-am luat de la, au ei în aeroport un magazin Harrods și evident că m-am dus și mi-am luat și eu ceva de la ei. Este un ceai negru cu căpșuni, cam așa arată, prețuri. Nu cred că mai am și nici nu scrie pe produse. 20 de pliculețe. N-am încercat niciodată ceai de la Harrods, dar știu că englezii sunt ași la ceaiuri, așadar am zis că trebuie neapărat să încerc. Apoi am găsit ceva super, 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 super interesant. Hot chocolate. Ciocolată caldă. Doamne, deci ambalajul. Superb, superb. Ăsta clar îl voi refolosi după aceea într-un fel, dar hai să vedem cum este în interior. Ok, este așa, ambalată și uitați, nu știu de ce am mirosit, că doar ciocolata e ambalată. Uitați ce frumoasă este cutia și uite aici avem pe capac o informație, since 1849, deci de atunci înființează Harrods. A luxuriously smooth hot chocolate created for Harrods by a master chocolatier. Ok, hai că sunt și mai curioasă acum, clar după ce termin de filmat vlogul, mă duc să-mi fac o ciocolată caldă. Abia aștept. Ce încântată sunt. Apoi, mi-am mai luat ceva. Tot o ciocolată caldă, dacă mi-aduc eu bine aminte, da. Aceasta este cu caramel, cu caramel sărat, care arată cam așa.
Îmi place mai mult ambalajul de la această ciocolată, mi se pare mai drăguț, dar asta era singura aromă pe care am găsit-o și am zis să-mi iau totuși o ciocolată caldă și cu aromă. Eu am mai încercat la o prietenă acasă ciocolată cu acest caramel sărat și mi-a plăcut și am zis să-mi iau și eu să văd care-i treaba, domne, cu acest gust, pentru că la ea am încercat-o pe aceea de la Lidl. Tot așa vine ambalată, așteptăm să testăm. Uite, Michi, să știi că de data asta te servesc eu cu o ciocolată caldă cu caramel sărat. Și mai am aici, ce mai am? Da, tot de la Harrods mi-am luat niște prosoape de bucătărie, care mi-au plăcut tare mult. Măcar pe ăsta avem preț? Da, avem $28. Cred că sunt două și arată cam așa. Foarte drăguțe și ele, după ce renunț la cele de Crăciun, le voi pune pe acestea. Ia să încerc eu să le desfac, să vi le arăt. Hai că le-am desfăcut ușor, mirare. Să vi le arăt în toată splendoarea lor, domne. Ce mari sunt, bun, ne bucură. Așa arată primul și așa arată al doilea. Ce-mi place verdele ăsta și am o față de masă care are acest verde în culorile ei și sigur, sigur se va potrivi. Mult îmi place, mult, mult, mult de tot. Foarte tare. Bun, astea merg la spălat. Și acum să trecem la chestii mult, mult mai interesante. Pentru că avem produse de beauty și după aia am o pungă aici foarte interesantă. Și am rupt-o, bravo ție, Diana. Foarte interesantă și ea, vreau să spun. Bun, hai să începem cu punguța asta mică. Nu mai știu exact ce se află, da. Mi-am amintit. Mai țineți voi minte acel clip în care veneam la voi cu sfaturi de machiaj realizat împreună cu Simona Amarandei? Dacă nu știți, la fel vă las un card. Și am spus eu atunci că trebuie neapărat să mă duc să-mi cumpăr fondul de ten și pudra de la MAC NC20. Fondul de ten este Studio Fix Fluid SPF 15, nuanța NC20. Haideți să vi-l și arăt, dacă tot îl desfac. Haide! Cam așa arată. Acum sper să se potrivească cu nuanța tenului meu după ce mă voi mai bronza. Și avem și pudra care se numește Studio Fix Powder Plus Foundation NC25. Eu am luat exact nuanțele pe care le-a folosit Simona atunci când m-a machiat. Hai să renunțăm și la astea, că nu ne mai trebuie. Așa arată și pudra. Și ia să vedem, ia să vedem. Ok, cam așa. Eu, în general, am pudre din acelea translucente, nu știu, translucente? Translucent și cred că în română e translucide. Și nu am una așa într-o culoare, așa că abia aștept să o încerc și pe ea. Mi s-a părut foarte, foarte bună atunci. Bine, e clar că și Simona știe să le aplice, dar și produsele contează foarte mult. Abia aștept să văd ce reușesc să fac și eu cu aceste produse, că dacă nu reușesc să fac ceva bun, degeaba am dat banii pe ele. Și acum mai avem aici o pungă cu multe produse interesante. Primul, n-am mai rezistat. N-am mai rezistat, deci efectiv nu mai aveam cum să mai rezist fără laneș. Am tot amânat momentul, că am zis că nu mai dau atâția bani, că poate găsesc produse mai bune, că nu. După Vlogmas am avut mari, dar mari probleme cu buzele, în sensul în care și acum am arsură aici în zona de jos, mi-a rămas semn. Deci efectiv am avut arsuri la buze. Am încercat cu acel produs de la DM, conii ceva, bunicel, dar nu, în continuare laneșul este clar, de departe cel mai bun. Și am luat aici un set că nu aveau la bucată, nu știu de ce, scrie travel exclusiv și nici n-am găsit indicații despre ce s-ar afla în interior. Așa că hai să vedem ce se află aici. Cât am dat pe el, că aici cred că am preț? Am dat 213 rial catarezi, asta înseamnă vreo grosomodo 300 de lei. Și ce avem? What? What? 4? Stai, Diana, stai ușor, vezi mai întâi ce sunt, că nu ai cum să... Da... Ba da! Oh my God, sunt 4, ce preț bun, nu pot să cred! Deja noi în Sephora mi se pare că este... Cât este, doamne, masca asta la noi în Sephora? Peste 100 de lei? Nu mai rețin, dar oricum destul de mult și nu pot să cred că am 4. Ce mă bucur. Mai dați toate la fel? Da, lip sleeping mask, berry. Berry, berry, berry. Clar, 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 vor ajunge și la voi pentru că mie mi este suficientă una.
Mai fac și cadou din ele, dar cu siguranță măcar două vor ajunge la voi. Dacă nu știți produsul, vi-l arăt, dar mi-e greu să cred că nu-l știți dacă mă urmăriți de ceva timp. Este cea mai bună mască de buză, Hai două, Diana! Cea mai bună mască de buze pe care eu am încercat-o vreodată. Repară tot. Deci nu ai cum să nu repar ceva cu masca asta. Așa arată produsul. Hai să vedem dacă mirosul e la fel. Da. Nu. Deci, Doamne, că mulți am mai dus lipsa. Este absolut genială. Vă o recomand cu mare drag. Asta în cazul în care nu o câștigați la mine la giveaway. Pentru că uite ce ofertă bună am prins și am 4. 4. Bun. Mai departe, o altă ofertă bună. Am prins-o la... Bine, nu atât de bună ca la Laneș, dar oricum. Țineți-vă bine, pentru că tot Instagramul vuiește, vedeți, nu? Despre ce e vorba. Pentru că tot Instagramul vuiește despre acest dispozitiv. Într-un final, am hotărât să mi-l achiziționez și eu. Este vorba despre Foreo Bear, acel dispozitiv cu impulsuri electrice care te ajută cu fermitatea tenului. Nu știu să vă zic nimic despre el, decât că se poate folosi cu aplicație de telefon și trebuie să folosiți un serum. Nu știu dacă neapărat de-al lor sau orice tip de serum, mi se pare că orice tip de serum, ideea e că trebuie să aveți ceva pe față, nu-l puteți pune pe fața uscată. Trebuie să-l folosesc la fel cum v-am spus de foarte multe ori. Nu vă așteptați ca atunci când vă achiziționați un dispozitiv de genul ăsta, că e ăsta sau că sunt altele, dacă l-ați folosit odată, bang, ați întinerit cu 10 ani. Nu. Astfel de dispozitive trebuie folosite o perioadă îndelungată. Așadar, din seara aceasta încercăm și noi Foreo. Și am zis că vreau eu să fiu asigurată, să văd rezultate cât de repede se poate și să-mi iau serumul lor. Că, na, de ce nu? Acesta este Microcapsule Youth Preserve. Eu mai am un dispozitiv, de fapt am vreo două dispozitive de la ei. În primul rând este acela de curățare Luna, dar nu mai știu pe care l-am, 1, 2, habar n-am. Și mai am Foreo UFO, acela care este aparatul pentru mască și vine cu măștile lor. Și am încercat Youth Preserve, masca lor, și mi-a plăcut. Așadar am zis să testez și acest serum și să mă asigur că folosesc dispozitivul Foreo Bear, exact așa cum spun ei. Și hai să-l deschidem să vedem cum este, domne. Au, unghia mea! Au! Să vedem cum arată. Ah, la măcelă. Nu, deci nu pot să cred că mi-am sucit unghia. Deci efectiv mi-am dat-o peste cap. Jesus. Ok. Hai totuși să-i dau și ambalajul. Hai, poate mai stric o unghie. Să-i dau ambalajul jos pentru că vreau să vi-l arăt fără să se reflecte minunea asta de ring light. Așa arată și sunt super curioasă să văd cum miroase. Hai să vedem. Ia. Ok, nu foarte mult. Nu cred că are miros. Așa arată ea. Este foarte, foarte lichid. N-are miros deloc, deloc, deloc. Și aproape că s-a absorbit. Asta înseamnă că pielea mea este total deshidratată. Dar nu mai deshidratată față de cum am plecat cu ea din România. Ca v-am spus eu în timpul vlogmasului că deja mi-a părut sărăp aici acele bubițe de piele uscată. Mi se crăpase, efectiv. Dar soarele și căldura din Zanzibar au reparat pielea mea. Dar cu toate astea văd că serumul intră foarte repede în piele. Sper să nu mă piște aparatul. Da. Trebuie neapărat să-l testăm și poate îl testăm pe vlog. Pentru că vreau neapărat să dau drumul unui daily vlog. Luca imediat ce am aterizat a tulit-o, a plecat în cantonament, a lipsit două zile din cantonament, a pierdut, dar bine măcar că s-a dus și mergem și noi la munte după el. Așadar, nu știu, poate încercăm și aparatul. Mergem și la munte să vă arăt care-i treaba pe la predeal, ninge, nu ninge, în fine. Ideea este că o să-l încercăm împreună. Bun, mai am ceva aici, da. Mai am două produse. Este prima oară în viața mea când îmi iau și eu produse de la La Mer. Știm, sau nu știu dacă știți, dacă nu știți, vă zic eu, sunt niște produse extraordinar de scumpe și nu cred că o să mă lase inima vreodată să dau în jurul a 2000 de lei pe o cremă. Nici măcar nu știu dacă îmi place, nu. Deci să dai 2000 de lei pe o cremă, nu pot să concep. Dar cu toate astea am găsit un preț bun la această cremă, The Moisturizing Soft Cream. Și zic, băi, trebuie să încerce și țăranul. Știe țăranul ce e șofranul?
Am aflat în Zanzibar, știam oricum, da, ca idee. Am vrut să fac așa o mică glumă. Zic, hai domne, să încerc și eu produsele astea, să vedem ce mare minune e cu ele. Așa arată crema, este într-o cantitate destul de micuță, pentru că, hei, nu vrem să cheltuim mult, 15 ml. Acum stăteam să mă gândesc, doamne, ori scoate și ăștia vreun calendar advent și ce preț o avea, voi vă dați seama? Așa arată crema, efectiv. Și hai să vedem, ce mare. A, miroase ca o cremă foarte cunoscută. Chanel. Nu știu. Dar oricum, mirosul este cunoscut. Hai să vedem cum intră în piele. Nivea, mă! Asta miroase a Nivea, jur! Băi, deci miroase a Nivea! Deci dacă vă dau să mirosiți la mer și pe cealaltă mână aș pune Nivea, n-ați putea să le deosebiți. Auzi, miroase a Chanel. Nu, boss, miroase a Nivea. Doamne ferește. Da, nu știu ce să zic. Da, este, pare suficient de hrănitoare. Nu-mi place cum s-a transformat, mirosul. Mi se pare că s-a transformat așa un pic într-un miros acru. Da, na. E vorba de mână aici. Și este grasă. Deci chiar este grasă. Asta clar merge în sezonul acesta rece, eventual, cred că ar fi bună și ca bază de machiaj. Nu știu, sunt foarte curioasă să văd de cum se va împăca tenul meu cu o astfel de cremă atât de scumpă. Și ultimul produs unde l-am pus este acesta de aici, The Lip Balm. Am zis totuși să încerc și balsamul de buze de la ei. Am preț 261 de riali. Famă, 300 de lei pe un balsam, trebuie să fi fost nebună. Dar, cred că, da, era înainte să merg la Moncler și zic, bă, totuși să cheltui și o banii cu pe ceva, să mă întorc cu ei acasă. Da, astea probleme existențiale. Așa arată în ambalaj. Hai să vi-l arăt și de aproape și hai să vedem și care e treaba cu el. Da, nu știu. I don't know for you. Nu știu ce să zic. Asta arată binișor. Așa arată ambalajul și hai să vedem și balsamul. Oricum nu cred că e la fel de bun ca la Laneige și uite pe ăsta de la Laneige am dat 300 de ron pe 4. Băi, deci nu. N-am cum să mă dau acum pe buze cam ruj. Ăsta e mintolat. Ăsta s-ar putea să fie bun vara. Nu pare foarte dens așa pe buze. Da, o să-l încercăm. Vedem. Revin eu cu impresii, clar. Bun, cam astea au fost și produsele de beauty, skincare, chestii de genul ăsta. Și trecem acum la ultimile cumpărături, și anume cele de la Moncler. Acum, din punctul meu de vedere, scopul unei geci este clar să-ți țină de cald. De când am descoperit gecile de la Moncler, vreau să vă zic că, din punctul meu de vedere, pe lângă ele mai există un singur brand, doar că sunt cam asemănătoare la preț, poate o idee mai ieftină acela, și este vorba de Sport Alm. Deci eu pe dedesubtul gecilor de la Moncler, iarna port doar tricou. Cam atât de bune sunt și știți că eu sunt pe principiul una și bună sau două și bune decât 10 și care nu-și fac treaba. Scopul gecii, așa cum spuneam, este să țină de cald. Și am luat una pentru mine, una pentru Luca, și-a luat o căciulă, dacă nu mă înșel. Lui Luca i-am luat-o pe aceasta lungă, pentru că nu avea și arată cam așa, cu glugă, lungă, lungă, lungă și este foarte, foarte pufoasă și clar nu va avea probleme în iarna aceasta. La fel și el are geci de la Moncler și nu mi-a spus o secundă că este frig. Prefer să investesc mai mult într-un astfel de produs. La copii nu e foarte inteligentă mișcarea, recunosc, pentru că ei vor crește, dar să știți că eu toate astea le revând, dacă sunt în condiții foarte bune, le revând mai apoi pe vestiar colectiv și practic îmi recuperez o parte din bani. Dar Luca le poartă cam, nu știu, are o geacă de vreo 2 ani, ăsta e al treilea și încă este bună. Așa că 2-3 ani, cu siguranță, dacă nu are un puseu de creștere, cu siguranță se va bucura de această geacă. Și cea pe care mi-am luat-o mie, am uitat să o scot de aici. Ok, bear with me. Cam așa vin ele ambalate, ca să vă faceți o idee. Hai să o și desfac. Cam așa. Deci aveți și un dust bag. Și
hai să scoatem geaca. Deci mi-a plăcut mult, mult de tot. Nu mai aveam... Eu, în general, gecile pe care le am de la ei sunt negre, doar cea de schi este roz, dar nu rozul acesta pe care urmează să-l vedeți și nici modelul. Am reușit? Am reușit. Arată cam așa. Ce-mi place! Este un fel de parka, știți, modelul ăla mai larg aici în jos, nu e genul de geacă care se mulează pe corp, așa mai am de la ei, dar am zis totuși dacă investesc să-mi iau un alt fel de model și îmi place mult, mult de tot. Gulerul aici de blană de vulpe, nu-mi săriți în cap, vă rog, în cumpărar. Se pune? Rozul este unul prăfuit absolut superb, are aceste fermoare aici. Modelul pentru ea este, se numește de fapt, serii Fur. Ia, stați un pic să văd cum fac să apropie eticheta, în cazul în care sunteți curioase să căutați produsul. Eu l-am mai căutat pentru o prietenă și nu l-am mai găsit. Măsura asta era ultima în Doha, eu port la ei mărimea 0. Doamne, ce bine sună că port mărimea 0. Da. Foarte drăguță, cu siguranță o să mă vedeți purtând-o în daily vlog-urile de care vă spuneam mai devreme, atunci când plecăm la munte. Doamne, sper că am înregistrat, nu? Și că am apăsat play, că mi s-a mai întâmplat și în vlog să fac așa. Acestea au fost așadar cumpărăturile noastre din Zanzibar plus Doha. Hai să le numim așa, pentru că din Zanzibar am numai chestii de-astea de suflet, iar din Doha am chestii de-astea de portofel, ca să zic așa. Eu mă bucur foarte mult de dispozitivul Bear, sper să îmi placă și să-și facă treaba. Mă bucur foarte mult de geci, de ceaiuri, de ciocolată, mă bucur foarte mult de toate astea, dar cel mai mult mi-a bucurat sufletul vacanța și peisajele pe care le-am văzut și trebuie să vă recunosc acum, dacă închid ochii, efectiv văd oceanul și palmierii în fața mea. Da, a fost minunat, sper să la anul de Revelion să plecăm într-o vacanță asemănătoare, pentru că e tare, tare bine să dansez de Revelion în nisip. Și apropo de asta, că am mai primit întrebări legate de prețuri. La cazare v-am mai spus prețul, 6 nopți în jurul a 4.000 de euro. Știu că poate părea mult, dar noi suntem genul de oameni care nu plecăm, în primul rând ne permite timpul și în al doilea rând noi nu plecăm în, de exemplu, 5 vacanțe pe an, plecăm într-una singură, dar în aia investim ca să ne fie bine și să ne bucurăm de tot ceea ce poate oferi o destinație. Gata, am tăcut, abia aștept să ne revedem data viitoare, cel mai probabil cu un daily vlog. Să aveți o zi absolut minunată! Mua! V-am pupat!